Bună ziua și bună vreme! Bună ziua, mulțumim! Mă am nimerit exact unde trebuie, n-am văzut așa ceva. Dragii mei, dacă o să vă uitați ca și mine, bine, nu vorbesc de culoarea răchiei din sticle, vorbesc de ce în sticle, nu vorbesc nici măcar de răchia din sticle, dar vorbesc acum cu maestorul care face lucrurile ăștia din sticle. Iliuță, da, asta e muncă de chinez bătrân, măi omule. Cam așa ori zis mulți. Ia, ia, stai să văd. Dar ce ai făcut? Ce ai băgat acolo? Greul și scot. Da. Da, măi, să-l bag. Ia, stai să vedem. Ăsta e un jug de care se pune. Adică ce vrei să zici? Când bei beutura, pune jugul pe tine? Prin scoarne, domnule. Prin scoarne, așa. Deci asta e un jug. Un jug în miniatură. Da, un jug în miniatură. Ia, hai, montează-l, te rog eu frumos, să-l văd cum arată un jug montat. În afara sticlei. Da. Numai că aici e o problemă, că nu poți să pun și boi la gen. Unul din ei lângă tine. Și unul care-i faci. Da, lasă că nu, că merge și cu unul. În pereche. Așa. Deci, dragii mei, ăsta este un jug în miniatură. A fost o glumă cu boul care e aici, dar nu e chiar neapărat o glumă. Din ce lemn e făcut? Ăsta e din lemn de dud. Da. Cum îi spunem noi, lasă zic că ai vrut iagod, așa. Așa, dar dud și frăgar. Că prăstă geala noi la rudăria, e frăgar. Frăgar. Să traduc acum, dudul, dragii mei. La noi în Banat se mai zice iagod din limba sârbă, dar se mai zice și frăgar, că face frăguță. Da. Frăguță, așa. Dar în, la noi în Banat, țuica se ține în butoaie care au doage făcute din dud, pentru culoare și pentru aromă. Și noi acum punem în sticla asta, da? Asta care a fost plină cândva. Care a fost plină cândva, da. Punem jugul ăsta în sticlă, dar eu sunt curios cum îl pui tu. Cum îl pui tu? Păi, stai, înainte de așa. Cu ce le-ai cioplit așa de fine? Cu un cuțit amărât. Amărât? Amărât, da. Și niște... Amărât, dar taie bine, sau cum? Taie, da. Taie amărât, bine. Dar taie bine. Da, cu niște șmirgă fin. Neapărat așa. Da, păi trebuie un pic finisate. Ați văzut în ziua de azi chiar și fetele își dau cu fund de tine să fie mai... Da, așa că noi finisăm așa, aici. Și orice lucru finisat e frumos. Mă, ai făcut și cuie. Da, păi dacă nu se desprinde jugul, că e sticla asta și... Dacă da. Rămâne fără răchie, că anul ăsta vor fost prune, dar nu chiar... Atât de multe, da, și la anul dacă nu spune, se desface jugul și atunci și facem. Și mai este un secret, să știți întotdeauna, tot ce este aici în sticlă este obligatoriu ca sticlele să fie mereu pline. Da. Dacă lemnul stă în sticlă fără să fie lichid în sticlă, bine, e păcat de Dumnezeu să pui apă. Da, nu, că nu. Nu, la apă nu-i fălește, da, așa. Nu, îi punem răchie pentru că stă mereu lemnul umflat. Da? Ai umiditate și se umflă. Dragule, sticla e a ta, jugul e al meu. Numai bagă-l în sticlă să văd cum merge. Răchia o luăm de aici, luăm de la cazan. Dacă tot suntem la cazan. Ajută, am vrut întotdeauna să văd cum poate un om să facă lucrurile astea, pentru că pentru mine este deja o artă și pentru mulți este o artă să bagi în sticlă asemenea obiecte și să le și montezi și să și iasă. Da, hai, e vreo ordine cum le bagi? Da, acum trebuie să țin eu, am un secret aici. A, dar zi-mi și mie care e secretul. Nu pot acum. În următoarea emisiune o să deci vă avem 5 emisiuni ca să aflăm secretul. O să vă învăț și în următoarea emisiune eu vin cu el făcut și doar să-l asamblați. Aoleu. Vai, dar ce sculă ai. Scula asta te rog frumos să-mi spui de unde o ai. Nu pot să zic că mă bate tata că e de la el din corcoduș. Deci nu am avut pensete când lucrează alții, eu cu... O pensetă din lemn. Făcut ad hoc, pe loc. Acum 3 minute 4. Cu îndemânarea asta mea de chinez bătrân. Așa, ma tale fi bun și de... Chirurg. Chirurg, da. Da, chiar am primit oferte să operez, da. Și? Uitați-vă la mine, unul nu scapă din ele. Nu scapă viu sau cum? Deci cu penseta asta... O să ajung să le bag în găurile astea. Bac. Le întoarcem. Așa. Wow! Deci jumătate e gata, aproape. Da, jumătate e gata. Mai avem... Eu știu la ce mă gândesc, Iliuță, când o fi plină cu răchie. Mai trebuie să aștept un an până face culoarea. Nu! Nu? Face în două zile trebuie băută neapărat.
Ca să o poți umple a doua oară, că nu stă la prima răchie, nu? Da, nici așa nu-i bun să se prinde culoare prea tare. Prinde gustul ăla. Ați văzut și o sticlă de suc după ce o desfășeți, trebuie băută că ies acidul din ea. Așa și asta. Păi, dar penseta asta e fabuloasă. Deci funcționează penseta asta extraordinar. Și un secret, nu le-am zis la nici care. Tot îi spuneam, am un diamant, tai sticla. M-au crezut unii, dar ziceau, cum ai lipit-o la loc? Dar nu pot să zic. Am cu apă de sticlă. Știi că este apă de sticlă, nu? E o soluție care într-adevăr lipește sticla. Da. Este folosită de obicei la cuptoarele refractare, alea de la furnale, pentru că lipește foarte bine cărămida refractară. Așa, acolo am un electroz tot de la tata. Așa. L-am îmbătut cu patentul. Și ai făcut cârlic. Ăsta, da. L-am trâmbat și i-am dat plușmir, că el se l-a scut un pic. Liuță, dar de unde ai furat tu secretul ăsta? Sau meșteșugul ăsta? Că pentru mine e un meșteșug totuși. Am avut un coleg de servici, așa, care o zis să nu-i pronunț numele acum și nu pot să-l supăr. Da. Și mi-a arătat deodată. Zice, uite ce am făcut eu. Zic, bă, mă apuc și nu știi. Zic, bă, croiește-mi, te rog, o bucată și încerc să fac. Și m-a croit unul, a zis, când o faci pe asta, vii la mine că ești meseriaș. Și n-am încercat în sticlă de sticlă, am încercat în sticlă de plastic. Că nu puteam să bag bolțurile și atunci apăsam sticlă și am zis că merge. Și m-am chinuit 4 ore la aia în sticla de plastic. De plastic. După, zic, bă, hai să încerc la una de sticlă. Și încet, încet, am prins o șmecherie cu bățul ăsta. A, deci nu știai de peseta asta. Da, nu știam, asta. Nici măcar colegul meu. Deci e vreun secret la esență? Trebuie neapărat să fie un corcoduș? Nu. Să fie verde? Da, dar e păcat să rup să de la alt. Să rup, da. Așa, corcoduşul imediat. Din prun n-ai rupt niciodată, nu ți-ai permis, Doamne, din prun, Doamne, să rupi. Nu, atât îmi place de... Nu din prun neapărat, răchia de corcodușe... Nu-i bună, nu-i bună. Din prun e de prejos, îmi place răchia. Așa, aici am mai bune. Dar pe mine mă fascinează cuiele ăștia. Păi ați văzut? Numai puțin. Sunt două din asta. Un cui. Un cui de la jug, ia uitați, dragilor. Nici măcar de scobitoare, nu-i călânghiți. Da, Doamne. Deci prima ta lucrare a durat 4 ceasuri, da? Da, dar în sticle de plastic. Și ce a fost? Tot așa un joc din ăsta sau ceva o mai scară. Simplu? O scară în 4 trepți. O scară în 4 trepți. Asta e din 5. Deci o scară în 4 trepți, dar care a fost faza că 3 am putut să se încheie și al 4-lea nu se încheia. De ce? Vă arăt după aia, e un secret, că facem găurile într-un model și dacă inversăm o treaptă, nu se mai închide. Aha. Și aici, dacă puneam capul ăsta de la jug în partea asta la alta, nu mai dădeau găurile. Și atunci puteam să mă chinui până la anul. Și asta e încheiat acum. Da, e gata. Punem acum dacă să, o plecat să răchia. Vină maestorul căzănarul să ne aducă niște răchie, să punem în sticlă, să vedem dacă e gata. Dacă ăla mergem noi la lule, dacă îmi pleacă. Da, lăsăm așa, pleacă, nu, așa. Un pic de răchie. Nu mă să se umfle un pic și atunci putem să o ridicăm. Să ne aduci și căzănarul niște răchie să băgăm. Deci, asta ți-a acum, ți-o luat câte minute? Nu, m-am uitat, dar până în 5 minute. Cred. Până în 5 minute. Da. Și care e cea mai complicată lucrare pe care ai făcut-o? Să ajung în stadiu de să introduc în sticle. Deci, de când încep deci cel mai greu e ciopritul până îl finisez. Ciopritul, finisarea, datul găurilor, la bolțuri, la tot. Deci asta mi-a undeva la... Jugul ăsta așa, o oră cioplitul, da? Da, o oră. Depinde o oră cioplitul, și... 3 minute montatul, așa, și cât îți ia să bei din răchie până e gata? Depinde, dacă beau cu tata, imediat termin. Dacă beau singur, mă ajunge mult și bine. Dar hai să vorbim acum de lucrări. Care ți se pare mai complicată sau ce lucrare a fost mai complicată de făcut pentru tine? Am avut o comandă la un domn de la Buc și un coșar. Un coșar. Da. Un coșar. Culmea este că știu și pe coșarul. Da. Un coșar era un om cu ăsta de curățat coșurile. Da. Și o scară, că se poate să urci. Și o scară. Da, o scară și pălăria de coșar. Da. Deci aia mi se ocupă aproape o zi în lucrarea. Dar în rest nu mi se par complicate că oamă înțelege. Ce modele mai ai? Văd, ai... Stai. Da, bun. Nu, da. Da. Deci de încheiat închei lucrările așa cum le vrei tu sau ai spus că ai avut comandă coșar? Mai vin oamenii, îți mai comandă câte ceva, nume? Da, inclusiv nume, cu litere. Cu litere? Da, doar că acum nu am nici măcar cu numele meu, că știți cum e, un maestru... Asta, după câte văd, eu cred că e al un pătimaș de vânătoare. Da,
La noi aici chiar nu sunt petimași de vânători în zona asta. Sunt convins, la bănia nu. Dacă la o casă nu e unul, la aia altă-s doi sigur. Sigur, da. Aici așa e o greblă. O greblă, da. Bag de-o seamă că omul ăsta chiar să pricepe la pământ, mă, are marve, da, are așa. Are. Aici așa jugul de boiară. Ia uite aici așa cosașul. Cosașul ăsta are coasa mai mare ca el. Da, și asta a fost înainte să apară trimerile. Dar... E bine să pui semnul crucii în răchie? Da. Da, eu chiar am întrebat un preot. Așa? Da, nume. Și a zis, da, că nu e păcat să pui. Că zic, spuneți-mi să știu, mai fac sau nu? Și a zis, nu, poți să faci liniștit. Domnul Căzănar? Eu cum știi tu. Deci așa a fost și era mare. Merge încet, dar nu mult, numai un pic. Am pus răchia să se umfle un pic... Lemnul. Da. Elementele astea. Surpriză din ăsta. Și după ce au ajuns rechia asta bună de prunii de prejos, că mi pare rău că pică pe mine aici așa și vine sop eu. Măcar să miroșa răchie. Da, că eu n-am mai băut. Iliuță, știi ce am uitat eu să te întreb? Lemnul trebuie să fie uscat? Da. Nu lemn verde. Nu se poate că și nici nu dă culoare și gustul ăla, nici nu... Deci neapărat uscat lemnul. Da, uscat. Cam câte modele ai? Multe. Deci acasă aveam 22 de modele. Deci aveam harpă, aveam diferite modele de scări, aveam cruci, aveam furci, chitară, oameni făcuți. Deci... Și cam câte sticle din ăștia ai umplut cu operele tale de artă, nu cu răchie? Pe total câte am făcut? Da. Sute ceva. Deci ai câteva sute de sticle. Câteva sute, da. Și de câți ani faci treaba asta? De vreo 8 ani. Iliuță, am văzut sticlele astea și sunt fascinat de ele. Dar am mai văzut și alte sticle cu fructe înăuntru. Cu pere, cu gutui. Unii chiar și prune ori pus, trebuie să recunosc, ori pus și prune. Și eu am încercat să pot, dar știți ce am băgat prima dată? Struguri. Boabă cu boabă. Da. Asta deci la struguri merge bob cu bob. La struguri dar la pară și la gutuie? Am încercat și cu pară, doar că au fost secete. Și s-au uscat, deci au rămas perle mici. Cum am făcut? În păr am luat o sticlă și am legat-o cu sârmă. Am curățat creanga, unde era para, am curățat-o de frunze și când a fost para mică, cât să intre pe gât, am băgat-o acolo și am legat-o cu sârmă. Sticla se stea fixă în creangă, în copac. Și era ca în țeră băgată acolo. Da, exact așa. Lăsat fără capac, că da? să aibă aer, să nu se usuce, să nu se opărească de la căldură, că face condens. Deci cât o ar fi. Și chiar dacă era părul sau mărul, dacă era mic, fraged, îi puneam și o furcă sub el, să țină sticla. Să nu apasă. Că e grea totuși. Da. Am încercat, dar nu mi-a ieșit, am dat X și atunci a rămas... Dar cu ăștia văd că îți reușesc. Da, reușesc. Da, cu astea, da. Dacă ar fi să concluzionăm, obiectele cum se bagă aici, obiectele de artă am văzut. Fructul încă nu l-am văzut, dar pot să vă zic doar atât. Se bagă creanga în sticlă, nu se taie sticla, nu se lipește, nu se face altă inginerie, ci crește pur și simplu acolo până când îi dă cules, da? Dar stau și mă ghingesc, e răchie de anul ăsta, o fi răchia lui Patrunescu, o fi răchia lui Căzănar, a lui Finu, Brebu, nu știu. De-aia trebuie să mă duc la cazan să văd. Iliuță, îți mulțumesc pentru ce mi-a arătat. Sunt fascinat și recunosc că de câte ori o să mai beau dintr-o asemenea sticlă cu un obiect, o să mă gândesc la tine și o să știu că două asemenea unelte pot să facă minuni în mâinile unui priceput. În mâinile mele sunt doar niște jorzi. Băce de bătut la tobă. Da, jorzi de bătut prăspinare. Asta e pentru mine. Pentru tine, că nu îți faci tine. Mulțumim, fain. Hai să vedem ce face Căzănarul, hai să vedem cum e. Să bem și din asta dacă e alu Finu Brebu sau dacă nu e alu Icaion. Nu, eu mă chem să beau din ea, că nu, trebuie să fie răchie în ea, da? Ai zis 3 săptămâni își trage lemnul, da? Da. 3 săptămâni n-ai voie să bei din sticlă, bei numai din pahar. Da.